Republica Moldova va primi un nou ajutor militar din partea Germaniei. Este vorba de 14 blindate de tip Pirania și un lot de asistență medicală militară. De asemenea, anul viitor, țara noastră va primi un sistem de apărare aeriană. Despre asta a anunțat ministrul german al apărării Boris Pistorius, aflat într-o vizită la Chișinău. Vă susținem cu mare plăcere în ceea ce privește întărirea capacităților de apărare în Republica Moldova. Echipele noastre lucrează deja de mult timp împreună. Am vorbit despre asta anterior și vreau să menționez încă o dată că Germania va finanța, printre altele, cumpărarea a noi vehicule Pirania, încă 14 vehicule sau contractele pentru încă 14 blindate, pe lângă cele 19 care au fost deja livrate, sunt semnate deja. Noi, de asemenea, susținem în ceea ce privește apărarea aeriană în combaterea dronelor și echipament în acest sens va fi livrat cel mai probabil anul viitor. Reporterul Canal 5 l-a întrebat totuși pe ministrul german al apărării de ce Germania nu oferă Republicii Moldova și asistență pentru combaterea sărăciei, ci doar suport militar în condițiile în care țara noastră este cel mai sărac stat din Europa. Fiecare al patrulea copil de la sate trăiește în sărăcie absolută. Pensia minimă este una mizeră, iar natalitatea este scăzută. Acesta a declarat că nu este în putere să răspundă la această întrebare și nu e cazul să punem în aceeași oală sărăcie și apărarea, însă Germania contribuie cu măsuri de a lupta cu sărăcia. Aceasta este o întrebare care își are, desigur, locul, dar eu, din păcate, în calitate de ministru al apărării, nu pot să răspund la această întrebare. Eu răspund de domeniul de cooperare pe care îl am. Astfel, eu totuși vreau să menționez că Germania, din câte cunosc eu, face multe pentru a combate sărăcia în Republica Moldova, inclusiv și Uniunea Europeană. Nu cred că trebuie să contrapunem apărarea și sărăcia. În același timp, ministrul apărării Anatolie Nosatei s-a arătat deranjat de întrebarea din partea postului nostru de televiziune și a preferat să intervină cu acuzații în adresa noastră. Și prezența mass media care susține opoziția care este împotriva dezvoltării sectorului național de apărare vorbește de la sine și întrebarea este manipulatorie. Cum ați menționat dumneavoastră, definitiv, Republica Federală Germană susține sute de proiecte în Republica Moldova pentru dezvoltarea economiei, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai. Jurnaliștii au mai vrut să afle de la ministrul german al apărării dacă Republica Moldova, care este un stat neutru, ar trebui să se înarmeze în condițiile în care la graniță avem un război și cum ar putea Germania să ajute țara noastră în acest sens. Pistorius nu a spus concret dacă țara noastră trebuie sau nu să se înarmeze, dar a menționat că pentru a evita un război, un stat trebuie să aibă capacitatea de a se apăra. Eu cred că această întrebare trebuie adresată colegului din Republica Moldova, dar consider că dacă forțele de apărare sunt mai puternice, cu atât se reduce riscul unui război. Precizăm că țara noastră a primit asistență și ajutor militar colosal în ultima perioadă. La sfârșitul lunii trecute, Moldova a recepționat un lot de echipamente medicale oferite gratuit de NATO în valoare de aproape 700.000 de euro. Tot în cadrul cooperării cu Alianța până în 2027, în țară urmează să vină un ajutor din partea Uniunii Europene de 50 de milioane de euro. De asemenea, luna trecută, statele UE au aprobat un ajutor de 41 de milioane de euro pentru sprijinirea forțelor noastre armate. Asistența pentru țara noastră neutră vine după ce Franța a promis sporirea ajutorului de apărare destinat Chișinăului, inclusiv prin trimiterea unui atașat militar. De asemenea, Moldova a cumpărat un radar de supraveghere aeriană cu 14 milioane de euro din bugetul de stat, iar la sfârșitul anului viitor urmează să ajungă și al doilea radar, ce va costa 20 de milioane de euro. În 2022, la câteva luni după declanșarea războiului în Ucraina, Uniunea Europeană a aprobat o asistență militară tot de 40 de milioane de euro. În plus, bugetul pentru apărare a început să crească treptat. Acesta a fost majorat în acest an până la 2 miliarde de lei, iar până în 2030 ar urma treptat să ajungă până la 1% din produsul intern brut.